Vă dați seama ce au înțeles turcii? Se duce fata asta și le arată ce are ea mai de preț și tot ce le trece prin cap ăstora e să-i taie țâțele Nicoletei și odată cu ele și dorința de a reuși pe plan extern. Normal că fata n-a acceptat să-și bată cineva joc de talentul ei, așa că a renunțat pe loc la cariera internațională. Păi în ritmul ăsta, turcii erau în stare să o pună și să vorbească. Așa că fata s-a întors în țară și ne tot arată sânii de vreo 10 ani. Păi și-a permis cineva aici în țară să-i spună vreodată să mai taie din ei? Sau o obligă cineva să vorbească? Nu, nici pe mine să cânt. Să cânte însă se pricep băieții de la Țapinarii, care debutează astăzi la emisiunea Starea Nației cu o dedicație specială chiar pentru Nicoleta Luciu. Așadar, formația vocal-instrumentală formată din doi băieți și o chitară, Țapinarii. Nu dau doi bani pe două țâțe bronzate, două puncte de sudură ce corectează mama natură. Ai fost un mit, s-a spulberat. Te-aș plăti pentru tot ce ai făcut pentru mine, dar nu am schimbat. Nu dau doi bani pe două țâțe bronzate, două puncte de sudură ce corectează mama natură. Și într-o zi te vei căsători, soțul tău va lăsa pe noptieră două hârtii de 2000. Nu dau doi bani pe două țâțe bronzate, două puncte de sudură ce corectează mama natură. Să zici mersi, acum ai bani de pâine, o să mi se facă milă de tine, dar azi nu pot, e soarta la mine. Să treci mâine, să treci mâine. Nu dau doi bani pe două țâțe bronzate, două puncte de sudură ce corectează mama n-a.